Salutare, dragi prieteni, și bine ați revenit la o porție de vinete a la Parmigiana, un preparat italian simplu, ușor, rapid și foarte, foarte gustos. Toate ingredientele de care veți avea nevoie le veți găsi și în descrierea videoclipului, chiar aici jos. Astea fiind spuse, eu zic să nu mai ardem aiurea și să dăm drumul la treabă, că de pofta e mare. Începem cu vinetele. Am aici 3 bucăți, 4. Scăpăm de capete prima dată, după care le tăiem făși cam la jumătate de centimetru grosime maxim. Le puteți tăia și pe rotund. La fel, scăpăm de capete și cam așa, tădăm, tudum. Hop, ușurel, fără grabă, că de graba strică treaba. Chiar și într-o parte, mai câși așa. Scăpăm și de capetele astea și ia uitați-vă. Perfect. Nu e o regulă ca să tăiați vânăta într-o formă anume, da? Cum vă place sau cum aveți chef. Eu mai am una și am terminat. Asta o tai tot așa, fâșiuțe pe lungime. Important îi ca fiecare felie să aibă cam aceeași grosime. Avem nevoie de o tavă mai mare. O așezăm frumos aici, după care venim cu vinetele. Împrăștiate așa, de colo-colo. Tot dăm la grămadă. Cam așa, venim cu puțină sare prima dată sau puțin mai multă sare, de vinetele au nevoie de sare. Împrăștiem aici, de colo-colo, suficientă, piper proaspăt râșnit, de se știe. Împrăștiem și asta la fel, de colo-colo, o să amestecăm noi după, nu-i problemă. Punem mai mult pe deasupra și după ne băgăm mâinile la treabă. Gata, și o leacă de ulei de măsline. Împrăștiem și asta, să aibă fiecare felie de vânătă parte de ulei. Bine, puteți sări peste partea asta dacă vreți să prăjiți vinetele. Eu nu o să le prăjesc, nu o să le dau prin pesme, prin făină sau eu mai știu ce nebunie. Da, o să le pun pe grătar. E mai de regim. O leacă, nu cu mult, dar poate mai sănătos. Amestecăm bine, să împrăștiem sarea, piperul și uleiul în toată tava. De, cu o grijă, ușurel, fără să dați pe lângă. Eu am dat una pe lângă. Fuse și se duse, cum e vorba aia. Cam gata, suficient cu amestecatul. Dăm deoparte pentru vreo 10-15 minute, ușor aici pe plită. Între timp pregătim sosul. Avem nevoie de 2 cepe sau una cât 2. Le tăiem pe jumătate, fâșiuțe, uite că fuge. Ia să vedem cum e, așa. Asta e poziția. După care cubulețe mărunte, nu foarte, foarte mari. Sau brunoasă. Mai am una și gata. A început să mă usture o leacă și ochii, mamă. O leacă mai mult. Wow. Ia să vedem să tai capa cu ochii închiși. Poate rămâne vreun deget pe tocător. Sau poate îmi tai unghiile cu cuțitul. Hai să continuăm. Gata. Dăm aici deoparte pe tocător și eu zic să ne grăbim că... Mamă. Iar am înimerit o ceapă. A dracu. Wow. Și tot mai are un pic de stat. Aici o să mă mai facă să plâng. Așa, să continuăm. Mai avem nevoie de 2-3 căței de usturoi. Op, uite că mai a rămas puțină ceapă pe cuțit. Îi zdrobim și pe ăștia. Repejor. Arăm. Scăpăm de coajă. De, trebuie să ne grăbim că e ceapa asta. E dușmanul pe tocător. La masă cu noi. Tocăm mărunt și pe asta. Așa. Dăm aici lângă ceapă să plângă și el, că mie mi s-a luat. Așa, mai avem nevoie de oregano. Proaspăt sau uscat. Eu am proaspăt. Dacă nu găsiți proaspăt, nu-i problemă. V-am spus, merge foarte bine și ăla uscat. Așa, curățăm tigele astea. Ușurel. Aici pe tocător. Tădăm. Tădăm. Trecem o dată cuțitul prin ele, cam atât, ia uitați, o singură dată, hai, maxim de 2 ori pe partea cealaltă, da? Gata, suficient și să începem. Avem nevoie de o tigaie, potrivită, nici prea mare, nici prea mică. Punem frumos aici la încins, ușurel, focul mediu spre mare, da, cam atât. O ungem cu puțin ulei de măsline, adică cu vreo 2-3 linguri, da? Nu mai mult. 3 linguri vor fi suficiente. Ia uitați-vă ce culoare frumoasă are uleiul acesta. Mamă, mamă, și ce gust va da preparatului nostru.
Îi din Italia, uleiul. De la mama lui de acasă. Păi, de, doar nu făceam vinete a la parmegiana cu ulei din Grecia. Nu se pupau. Lăsăm să se încingă puțin, îl plimbăm de colo-colo în toată tigaia, după care venim cu ceapa și usturoiul. Toate la grămadă, ia. Perfect, da? Nu trebuie să sfârie, da? Vrem mai mult să înăbușim ceapa în ulei, nu s-o prăjim, nu s-o rumenim, da? Și restul de ceapă și usturoi aici, așa, putem veni și cu oregano proaspăt. Chiar dacă folosiți uscat, merge perfect și ăla, de la început, să se călească aici, ușurel, cu ceapa, cu usturoiul, am nevoie de o lingură de lemn, amestecăm puțin, împrăștiem aici, le amestecăm, le incorporăm bine. Toată treaba o să dureze undeva la 2-3 minute maxim, nu mai mult. După care venim frumos peste cu două conserve de roșii, întregi sau decojite, cubulețe de fapt, că sunt întregi și decojite, da? Cubulețe sau întregi de care aveți. Eu pasta le-am avut, așa că pasta le folosesc. O să le zdrobesc eu cu o furculiță, nu-i problemă. Amestecăm frumos, le lăsăm și pasta să se încingă puțin, să ajungă la temperatura de fierbere. Ia să le zdrobesc eu între timp, am nevoie de o furculiță, ușurel, și ia să pisăm la ele aici. Imediat, sunt foarte, foarte moi, foarte zemoase, deci nu-i mare nebunie, nu-i mare lucru de făcut. Gata, terminaș, mai avem nevoie de o mână de busuioc proaspăt, o mână mai babană, așa. O să lăsăm busuiocul cu tot cu codițe, pentru că sunt foarte, foarte gustoase, da? Ne va ajuta la gust. Trecem o dată cuțitul prin el, nu îl vrem tocat foarte, foarte mărunt, cam atât. Și punem frumos peste sos. Așa, împrăștiat și ăsta, de colo-colo. Au mai rămas câteva codițe pe tocătură, le luăm și pe astea, le aruncăm aici. Amestecăm, îl împrăștiem și pe ăsta de colo-colo, o leacă. Venim cu puțină sare, că de și roșiile au nevoie de sare, sosul are nevoie de sare. Asta după gust, da? Eu am luat de vreo 3 ori și jumătate cu astea 3 degete. Puțin piper proaspăt râșnit. De, foarte, foarte bun. Gata, așa, ușurel. Mai amestecăm o leacă, să încorporăm aici și sarea și piperul. După care o să lăsăm să fiarbă liniștit sosul la foc mic pe plita din stânga, undeva la 15, maxim 20 de minute. Da? Ia să dau drumul la foc până una alta, cam atât. Și nu mai bine că aici mai dau și drumul la hotă. Așa că, între timp, luăm frumos vinetele pe care le-am condimentat și le-am tăiat mai devreme. O să mai avem nevoie de o tigaie grill pe care o punem frumos aici la încins. Focul să fie mare, la maxim, așa, ușurel, o așezăm. Am aici o tigaie de fontă, o tigaie grill de fontă. Așa, o lăsă să se încingă foarte, foarte bine până fumegă o leacă. Venim cu vinetele, ia uitați, ia ascultați de fapt cum sfârie. Câte bucăți ori încăpea, eu știu, 4, 5, maxim 6 pe tură, numai bine că am tăiat și pe rotund, oho, și pe lungime, și într-o parte, adică perfect, umplu tigaia, adică grillul, numai bine. O să am nevoie și de un crește. Dacă tigaia e foarte bine încinsă, în maxim un minut o să avem vinetele perfect rumenite. Ia uitați-vă ce dungulițe frumoase au prins de la grătar, mamă, mamă. Dacă sărim peste prăjit și le coacem, vor prinde și gust de afumat, așa, mă, o să iasă o nebunie, un preparat de nota 1000. Gata prima serie, mai am vreo 10, așa că revin. De, nu vă țin prea mult aici să vă uitați la mine, să nu vă plictisiți, da? Tudum, tudum, mamă, cât de bine s-a încins tigaia asta acum, ho-ho, chiar că iese fum, fumegă. Ia ascultați, e, perfect, încinsă. Ah, și prima dată a fost, dar de data asta îi mai încinsă. Oho, cred că am pus două din greșeală. Gata. Gata și ultima serie de vinete. Le scoatem frumos aici în tavă. Am făcut câteva aici deoparte. Da, să scap și eu de tigaia asta. Hop, oprim focul. La revedere. E destul de încinsă. Mama, te spăl mai încolo să te răcești mai întâi. Așa, suficient. Sosul îl avem gata. Ia uitați-vă aici cum arată. Mamă, și cum miroase de la busuioc. Te dă pe spate. Stai să oprești și la asta focul. Așa că let's begin. Să montăm, montăm, doamne, să umplem tava asta pentru cuptor.
Tadam. O așezăm frumos aici, dar să nu uit să dau drumul la cuptor la 180 de grade cu ventilație, căldură sus-jos. Da? Hai să începem. Prima dată venim cu un strat de sos de roșii. Ia să scap eu de lingurița asta de lemn deocamdată. Am nevoie de un polonic. Nu punem mult pe fund, puțin, cam un polonic și jumătate, să zicem. Hai, maxim două. Și asta aici, împrăștiem bine, să fie de colo-colo. Dăm tigaia puțin deoparte, venim și cu un strat de vinete. Ia să vedem cum le aranjăm așa cu mânuța. Hai că s-au mai răcit între timp, mai ales alea de la fund. Astea de deasupra, sunt destul de fierbinți. Uite, dacă ne-am tăiat în forme diferite, le putem așeza mult mai bine. Asta aici, în capete câte una din asta rotundă. Asta mai micuță aici, dăm. Și asta pe aici și mai merge una pe aici și nimic mai nimic aici, gata. Încă un strat de roșii, de data asta mai baban așa, vreo 3 polonice sau 2 și jumătate, ia să vedem, cred că da, 2 și jumătate suficiente. Le împrăștiem și pe astea aici, de colo-colo, todum. Și a venit momentul pentru mozzarella, am aici mozzarella fresh, hop, uite că s-a lipit una de alta. O rupem, nu trebuie neapărat să o tăiem, o împrăștiem și pe asta așa de colo-colo, să avem un strat cât de cât uniform. Hai că mai merge jumate și din asta, că de la colțuri aici nu prea am pus. Așa, gustăm puțin dacă ne e poftă. Cu puțin oțet balsamic, sare, piper și ulei de măsline, nu-ți mai trebuie nimic. Mamă. Așa, hai să continuăm. A venit momentul să radem și un strat generos de parmigiano reggiano. Frumos ușel aici peste, să nu împrăștiem prea mult pe blat, să fie mai mult în tavă, da? Ia uitați-vă, mamă, ce nebunie o să iasă aici. Ce preparat gustos o să avem. Și continuăm cu vinete, așa, prima dată, iarăși un strat, sos de roșii, la fel, luăm un polonic mare și încă unul mare, împrăștiem bine, așa, mozzarella, bineînțeles, luăm, o rupem, mușel, și din nou parmigiano reggiano. Tudum, să ningă cu parmezan. Gata și ultimul strat. Oho, la revedere. Ia, mai împrăștiem așa o leacă de colo-colo. În momentul acesta, dacă vreți, puteți să mai adăugați pe deasupra pezmet sau o pâine uscată sfărâmată. Eu prefer să o las deoparte. Poate data viitoare, cine știe. Vreau să am un preparat mai light. O leacă, da? Deci, în cuptor la 180 de grade pentru 35-40 de minute. Căldură sus-jos și ventilație. Așa că, ce să mai fac? Curățenie și o să revin când îi gata. Vânăta noastră la parmegiana. Bărâbă! Și tădădădăm, ia uitați-vă cum arată. Mamă, cum e tăvița asta, așa cum bolborosește. S-a ars un pic pe margini, mozzarella perfect rumenită, wow! Cum să spui nu unui așa preparat? Să fim serioși. Normal ar trebui lăsată la răcit vreo 15-20 de minute. Anormal, tăiată chiar acum. De, ia să vedem dacă reușim să o tăiem, că e destul de moale. Mamă, cum se întinde mozzarella când tai cu cuțitul. Oho. Și cât de zemoasă și pufoasă așa este. Wow, o nebunie, ia. Mamă, ia uitați-vă pe cuțitul ăsta. La șterge. Gata. Ia. Să încercăm să scoatem o felie. Trag și farfuria mai aproape să fie la îndemână, că nu se știe niciodată de ce avem nevoie. Ia uitați-vă aici. Wow! Hai de bă, te mai întinzi mult! Gata, hai! Reușim, am reușit! De, am murdărit-o un pic, dar asta e, mamă! Ia, o dau aici deoparte, trag frumos tocătorul și să o învârtim o leacă, să o vedeți așa de colo-colo. Așa, n-am terminat încă, o să mai aibă nevoie de puțin parmezan pe deasupra, fresh, împrăștiat așa de colo-colo, pe toată farfuria și pe ea. Puțin busuioc așa într-o parte, să avem și ceva verde în farfurie și priviți.
Hai că arată chiar că într-un mare fel. V-am spus, nu trebuie să o tăiați neapărat în momentul când o scoateți din cuptor, da? Cu cât o lăsați mai mult să se răcească, 15-20 de minute, cu atât va fi mai arătoasă, o să se vadă straturile așa de mozzarella și de vinete. Dar de ce să faci, că n-ai ce să faci. Am nevoie de o fruculiță și de o farfurioară micuță. Uite, cam și eu una aici și să gustăm. Pun și eu puțin aici. Uhu. Un culeacă de parmezan. Pam, todum. Și mi-am pus fruculița, gata, m-am pierdut. Wow, ia să vedem ce am făcut, să vedem dacă putem gusta. Ce-i drept, e fierbinte, dar iar am rămas fără cuvinte. Hai să mă iau așa și cu mozzarella asta gratinată pe deasupra, așa, wow. Furculița perfectă, wow. Într-un mare fel, mare, mare fel, cel mai mare fel, așa că sper să vă placă și vouă, nu uitați să dați subscribe, share, like, activați clopoțelul acela pentru a fi la curent cu ce se întâmplă la mine în bucătărie, cu bunătățurile care sunt pe aici. Wow, ia uitați-vă la mozzarella asta, s-a mai răcit o leacă, dar... Și vânăta asta... Rumenită puțin pe grătar. Wow! Face jumătate din preparat. Are un gust așa de afumat. Are un gust de... duce spre vinetele noastre, spre salata de vinete. Wow!